Peste 8.000 de angajați vor fi concediați de la complexurile energetice Oltenia și Hunedoara. Ar putea primi plăți compensatorii în valoare de peste 900 de milioane de lei. Planul Național de Redresare și Reziliență poate fi respins o singură dată, ori în luna iulie, ori în septembrie, a spus ministrul proiectelor europene Cristian Ghinea. În ultima zi a summitului G7, șefii celor mai puternice economii din lume vor discuta despre schimbările climatice. În același timp, liderii G7 au decis să doneze 1 miliard de doze de vaccin anticovid țărilor sărace. Șeful ONU a salutat inițiativa, dar a spus că este nevoie de mai mult. Un loc în nava care îl va duce pe miliardarul Jeff Bezos în spațiu a fost vândut la licitație cu 28 de milioane de dolari. Numele câștigătorului nu a fost încă dezvăluit. În această seară va avea loc primul meci de la Euro 2020 jucat în România. Partida dintre Austria și Macedonia de Nord va începe la ora 19 pe Arena Națională. Știi!